Femeile social-democrate din Târgu Neamț sunt bucătărese iscusite. Doamnele au demonstrat acest lucru în cadrul unei expoziții de artă culinară, alimentație vegetariană în postul Paștelui. Sediul PSD Târgu Neamț s-a umplut de bucate culinare, care mai de care. Cu ce ocazie? Da, în cadrul activității noastre a femeilor cu experiență, așa îmi place mie să spun, sau a seniorilor, am făcut această activitate de prezentare a produselor alimentare de post, a produselor culinare de post, tot ce vedeți aici pe mese. Sunt gătite de colegele noastre, de PSD, femeile din PSD, senioarele din PSD și cu mare strădanie, bineînțeles, ajutate de soțul lor și noi ne mândrim de acest lucru. Responsabile, conștiincioase, bucătărese bune. Am venit și eu, tot cu produse de post, cu salate și cu mâncare rece, pentru că trebuie să recunosc că timpul meu este mult prea scurt față de al celor doamne care sunt acasă și sunt pensionare. Doamnele s-au întrecut în bucate alese, care te îmbiau prin aspect și prin miros. Seniorii prezenți la activitate au lăudat produsele culinare preparate de către gospodinele social-democrate. Sărmăluțe, soia, brocoli, vitreluță. Și ce gust au, vă place? Super, foarte bun. Bucatele sunt pregătite extraordinar de bine. În primul rând, nici nu am cum să zic că sunt rele, că este prima gospodină de aici, din Târgu Neamț, este soția mea. Sărbătoțile mele au fost foarte căutate, s-au terminat primele platouri gol și de asta el mă laudă. Acum am făcut și un cozonac foarte bun. Pe lângă ingredientele care le-am pus, legume, la zahăr, făină, dulciuri, am pus multă dragoste, multă pasiune, le fac cu tot dragul. La dragoste am participat și eu. Activitatea a avut și un scop caritabil. Le felicit în primul rând pentru că au găsit într-o zi de luni, într-o zi de post de luni, să-și facă timp pentru a prepara aceste bucate și s-au gândit în primul și în primul rând la oamenii care într-adevăr au nevoie de așa ceva din Târgu Neamț și aici mă refer la Fundația Omenia, mă refer la oamenii care din motive întemeiate nu au posibilități de a gusta asemenea bucate în fiecare zi. În cadrul programului nostru de activitate am căzut de acord ca în această zi să facem o expoziție de artă culinară și dumneavoastră, gospodinele, ajutate, bineînțeles, de bărbații dumneavoastră, și cred că...